Florin Roca a fost mai zilit. Noul președinte al filialei Pietrene a Partidului România Unită este Nicolae Crăciun. Decizia a fost luată la nivel central, iar obiectivul este acela de a obține peste 5% din voturile pietrenilor la alegerile parlamentare. Am luat hotărârea ca, în funcția de președinte al filialei municipale Piatra Neamț, să fie, începând de astăzi, domnul Crăciun Nicolae, în locul fostului președinte, care a fost nu numai suspendat din funcție, ci și exclus din partid de către Biroul Permanent Național în urma alegerilor locale din municipiul Piatra Neamț. Felicitări, domnule. Mulțumesc frumos. Coleg. Aici avem decizia de numire. Prin numirea noului președinte al Partidului România Unită la Piatra Neamț, sper ca filiala Partidului România Unită din municipiul Piatra Neamț să facă o figură frumoasă la alegerile parlamentare, bineînțeles sub conducerea domnului Crăciun Nicolae, noul președinte ales interimar. Sper în perioada următoare, 2-3 luni de zile, ca dumnealui să organizeze și o conferință de alegeri pentru a se înființa un nou Consiliu Municipal la Piatra Neamț și un nou birou executiv județean, pentru că tot în Biroul Permanent Național, vreau să vă spun, a fost dizolvat și biroul executiv local din Piatra Neamț și Consiliul Municipal din Piatra Neamț. De cele două organizații care conduceau această filială. Nu este un lucru mărunt și un lucru de joacă. Trebuie să ne apucăm de treabă, să facem filiale în fiecare comună. Am înțeles că sunt foarte puține filiale în județul 26 Neamț. 26. Ei, până la 70 și mai avem de muncă. Da. Și sperăm ca până la alegerile parlamentare să avem câte o filială în fiecare comună și să avem și membrile partid cât mai mulți. Sper, cu ajutorul colegilor mei, să reușim să facem aceste lucruri care sunt foarte importante pentru partid și să depășim pragul electoral de 5% și ceva, care va fi nevoie de el obligatoriu pentru a ajunge în Parlament. Pentru alegerile parlamentare, liderii României Unite au mai multe opțiuni, alianțe cu partidele mici, dar și posibilitatea de a merge singuri în competiția electorală.